Din punct de vedere politic, domnul primar, un nou mandat în 2012? Cred că e prea devreme să discutăm. Și domnul Matișan a spus la fel. Exact, da. Domnul primar, dar ce părere aveți de proiectul de alegere a primarului dintr-un singur tur? Așa cum vor să... Un singur tur la primar. Dintr-un singur tur de scutin. Cred că ar fi o cheltuială mai puțin. Dar reprezentativitatea celui ales? Hai, cum să spun eu, depinde extraordinar de mult. Până acum erau două condiții, da? Pentru că se putea ieși și la noi. Practic, din primul tur. Dar mai era o condiție, dacă rețineți. Să participe 51% la vot din cei înscriți pe listele electorale. Dacă se renunță la una din astea două, sau ar trebui să renunțe la amândouă, să renunțăm la al doilea tur și după aceea la 50+1 sau 50+1 din listele pe care le ai vot. Dacă se va discuta cine obține cel mai multe voturi, treaba este clară. Nu este niciun fel de problemă. Dar dacă ți impun niște condiții din acestea, de acum se schimbă un pic treaba. Când veți lua o decizie dacă veți candida sau nu? După Paște.